Educația este esențială pentru viitorul unui oraș. Trebuie să oferim copiilor cele mai bune condiții de la creșă până la finalizarea liceului. Vom investi în construcția de noi creșe și grădinițe, cămine pentru elevi, modernizarea școlilor, dotarea cu mobilier nou, cu material didactic, organizarea în fiecare școală a programului After School. Mă voi preocupa să asigurăm cadrelor didactice, locuințe de serviciu. Pentru tinerii prezenți la lansarea candidaților ALDE, votul exprimat pentru prima dată îi mobilizează, dar îi și responsabilizează să propună politicienilor mai multă preocupare pentru angajarea unor proiecte care să răspundă cererilor lor. Oferta electorală, sigur, depinde de la localitate la localitate în funcție de nevoile comunității. Domnul președinte Eugen Durbac, pe de o parte la municipiu, iar ceilalți candidați în județ, cu toții suntem pregătiți să venim în sprijinul comunităților din care facem parte cu tot ceea ce este nevoie. Momentan în România nu cred, pentru că încă suntem foarte mici și încă nu am ajuns la o la o vârstă așa, suntem la o vârstă fragedă și nu prea știm exact cum să ne exprimăm noi opinia. De asta stăm în banca noastră și acceptăm, chiar dacă uneori este dureros pentru familia noastră, de exemplu, pentru că ei ne-au crescut și până la urmă eu consider că un salariu nu poate să fie de 8 milioane. Da, 8 milioane pe lună. Nu poți să îți întreții un copil, pentru că la școală, da, la școală se cere foarte mult. Eu spun propria mea experiență, pentru că eu știu cât se cere la școală. Eu acum sunt la liceu și vreau să vă spun că mama trebuie să-mi dea, este nevoie să-mi dea bani de pachet, plus pentru alte cărți, culegeri, ce mai trebuie să iei. Și eu zic că este foarte mic salariul de 8 milioane. Suntem pregătiți să primim semnalul de mobilizare pentru campania ce a început deja și sperăm ca astăzi să pornim la drum cu dreptul pentru ca pe 5 iunie să culegem rezultatele muncii noastre. Eu, în primul rând, aș vrea cel mai mult pentru copii să schimbi totul în bine. Parcurile mi-ar plăcea să fie mai multe, mi-ar plăcea, mă rog, să avem mai multe piste pentru bicicliști. Așa, orașul să fie curat și mi-ar plăcea ca toți tinerii să se implice în a păstra curățenia în oraș. Programele care vizează crearea de condiții mai bune pentru dezvoltarea personală a tinerilor propuse de candidatul Eugen Durbacă sunt apreciate de liderul național al ALDE. Copreședintele Daniel Constantin a vorbit în festivitatea de lansare a candidaturii despre modelul de cooperare și dezvoltare Eugen Durbacă. Domnul Durbacă a fost cel care a avut funcții importante încă de la 30 de ani, a fost director. Aceeași carieră am avut-o și eu. La 30 de ani eram director general la APIA, când funcționau treburile la APIA, nu ca acum, când fermierii, din păcate, trebuie să stea cu mâna întinsă multe luni să-și primească subvenția, și o spun cu regret, pentru că este un efect al politicilor guvernamentale, efect al unui guvern de tehnocrați care, după cum a guvernat, cred că nu va mai exista 20-30 de ani de acum înainte în țara noastră. Cred că spre binele democrației ar fi bine să nu mai existe niciodată. Sunt convins că domnul Durbacă este omul potrivit, sunt convins că experiența domniei sale, experiența consilierilor, experiența tuturor oamenilor care sunt în jurul domniei sale vor face din nou din Galați să nu mai avem un județ sau să nu mai avem un oraș care să fie de fiecare dată într-o competiție cu Brăila, să fie de fiecare dată cu mult peste ceea ce înseamnă Brăila, să fie din nou acolo unde a fost Galațiu. Am mare încredere în domnul Durbacă, îi urez succes și îl asigur că sunt alături de domnia sa.